așa s-ar părea că unii pot fi meteosensibili, însă luna se află în gemeni, într-un semn al călătoriilor, voiajelor. Ne va plăcea să ieșim din casă, fie făcând vizite la prieteni, în oraș, în locuri mai puțin cunoscute de noi. Vom cunoaște persoane noi, sau cel puțin sunteți deschiși la dialog, dar alții vor dori călătorii mai lungi și își vor face de asemenea planuri pe termen foarte lung. Inspirație maximă, fiți atenți la ce visați, la persoanele pe care le întâlniți, informațiile pe care le primiți și mai ales a țipa la aceea după prânz poate să ne aducă soluții și idei. Pentru berbeci, foarte năzdrăvan sunt, agenda lor este plină, sunt foarte spontani, nu știu niciodată cu cine vor vorbi sau unde vor ajunge și în general sunt un motor și o inspirație pentru cei din jur, vor spune de multe ori în aceste două zile, hai să... ori ce-ar fi să. Pentru tauri, se află într-un punct de inflexiune sau de schimbare. Unii vor să se îndepărteze de o situație de viață mai puțin plăcută, alții pur și simplu vor să dea un nou start vieții lor. Gemenii, pentru că sunt direct vizați de această lună plină și ei își fac analiza vieții. Așteaptă foarte mult de la partener, dar și ei vor să transmită un alt mesaj celor din jur, că s-au schimbat sau că au alte gânduri. Racii, fie ajută pe cei din preajmă, consiliere, sprijin emoțional și în felul acesta, luna aceasta plină poate să le aducă prieteni, o impresie foarte bună pe care o fac. Alții însă vor să fugă de probleme. Și bine, ar fi să-și îngrijească sănătatea. Lei sunt absolut fericiți și alături de prieteni pot face noi cunoștințe extrem de interesante, dar se gândesc întotdeauna și la planuri de viitor. Așa că aceste două zile poate să le aducă o inspirație. Fecioarele lucrează, chiar dacă pentru casă sau altele pentru birou, sunt foarte inspirate și ar fi păcat să nu se gândească la activitățile și afacerile lor. Unele pot lua chiar o decizie foarte importantă și depășesc oricum limitele. Pentru balanțe, tot planuri de viitor, prietenii de departe sunt importanți prin semnalele pe care le dau și invitațiile pe care le fac și ei vor dori să-și schimbe în curând viața. Scorpionii sunt foarte atenți la partener, ce gândește, ce face, ce spune, dacă se ține după planul stabilit și mai ales nu acceptă niciun fel de abatere și niciun fel de cheltuială de bani, de timp sau energie. Capricornii, săgetătorii, sunt și ei foarte în elementul lor la această lună plină și pot să-și facă analiza vieții, cer foarte mult de la ceilalți, sunt foarte atenți ce feedback primesc și sunt un pic egoiști pentru că pun accentul pe nevoile lor. Capricornii însă sar în ajutorul celor din jur, ajută mai ales persoanele tinere, colaborează foarte bine cu acestea, s-ar putea chiar să se deplaseze pentru a ajuta pe cineva. Vărsătorii sunt foarte îndrăzneți, au idei, mulți se gândesc la afaceri și au planuri mari. Vor să-și depășească atât propriile limite, cât și ce au făcut alții în același domeniu de activitate. Iar peștii se află și ei într-un moment foarte bun. Luna aceasta plină, în mod normal, îi orientează către planuri mari, dar trebuie să știe exact de unde pornesc, exact ce posibilități au în acest moment și abia după aceea să ceară ajutorul pentru că îl vor primi. Nu uitați că mâine ne vedem la ora 18 la Antena Star, la Star Zodiac, cu horoscopul pentru săptămâna viitoare.